Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Audiență în direct. Astăzi vorbim despre noutățile pe care aduce luna octombrie în sănătate. L-avem alături de noi pe domnul Călin Bumbuluț, președintele Asociației Medicilor de Familie din Satul Mare și totodată vicepreședintele Colegiului Medicilor din România. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Nu a trecut bine luna septembrie, începerea anului școlar, toată acea situație care efectiv a făcut să se aglomereze cabinetele medicilor de familie pentru eliberarea documentelor necesare copiilor la începerea grădiniței, creșei, școlii, liceului și așa mai departe. De la adeverințe pentru sport, adeverințe că sunt... Pentru orice, așa că e o listă lungă. Iată că luna octombrie nu se arată nici de cum mai degajată în privința activității cabinetelor după atâtea luni în care s-a tot vorbit despre menținerea unor măsuri, despre protecție și așa mai departe, iar s-a încercat în mare măsură limitarea consultațiilor pe cât se poate acolo, doar acolo unde este strict nevoie, unde este urgență, unde se impune, este o situație de urgență și acest lucru reiese și din pagina Societății Naționale de Medicină de Familie, unde oricine, dacă o deschide, poate să vadă un afiș prin care pacienții sunt informați ce trebuie să facă atunci când se adresează unui cabinet de medicină a familiei, în ce condiții și când solicită o consultație telefonică pentru a primi acele informații necesare de a gestiona mai bine și timpul și sănătatea lor, astfel încât să ajungă acolo unde trebuie. Acum, acela este idealul, da. Este idealul, idealul care nu poate să fie atins, așa cum ați început să spuneți, sub nicio formă, întrucât prima și probabil cea mai mare problemă este necesitatea cardului. Exact asta voiam să ajung. Una s-a cerut, alta până la urmă au înțeles decidenții noștri că și perioada cu fără card a fost cât a fost, dar acum iarăși să se revină... V-aș corecta, n-au înțeles decidenții. N-au înțeles. Probabil că se vor lua măsuri în zilele care urmează, dar din păcate de la 1 octombrie, 1-2 octombrie, ziua de azi și ziua de ieri, ne-a prins cu acea ultimă variantă sau ultima ordonanță a Guvernului, care, de fapt nu a Guvernului, Casa Națională de Asigurări a făcut în așa fel încât să fie nevoie din nou de card. Probabil că neintenționat, aș spune, pentru că implicațiile le-ați subliniat sau le-ați atins anterior. Ce înseamnă birocrația asta la nivelul cabinetului în condiții de pandemie. Repet, ceea ce am spus-o în mod repetat și nu tendențios, și foarte clar am spus-o și până acum. Cardul acesta, singurul rol pe care îl are este de a verifica prezența pacientului în cabinet. Pandemia a adus noutate acestor așa zise teleconsultații sau consultații la distanță sau să le spunem relația medic-pacient care este intermediată prin mijloace electronice și care poate să fie înregistrată ca atare odată cu declanșarea stării de urgență România ulterior a stării de alertă, ceea ce se menține și acum. Dar această, nu noutate, ci revenire la necesitatea cardului în absența acestuia, în caz de pierdere, distrugere, furt, înlocuirea lui cu adeverință înlocuitoare de card, care se face tot prezentându-se pacientul la casă de asigurări, solicitând această adeverință pentru a putea să-i fie eliberate actele medicale necesare și nu numai, consultațiile ca să poată să fie validate, rețetele ca să poată să fie scrise, cu excepția acelor formule care cuprind teleconsultația și care sunt totuși restrânse ca număr și ca importanță în acest moment. Sigur, depinde de guvern și de Casa Națională de Asigurări să devină mai importante aceste mijloace electronice. Asta este o altă discuție, bineînțeles, dar revin, introducerea sau reintroducerea necesității cardului a adăugat la problemele care existau și până acum, cele pe care le-ați amintit, procedura prin care se adresează medicul de familie, ei mai adăugăm și această procedură care readuce în atenție cardul care ba funcționează, ba nu funcționează, ba cipul trebuie șters.
Ce am remarcat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate că nu de mult anunțau indisponibilitatea platformei informatice Asigurări de Sănătate și următorul comunicat era cel al introducerii obligativității cardului de sănătate cu 1 octombrie și ziceam, bine, cum se împacă... Are și casa autoironiile ei, involuntare, a spune că sunt. Colegi, ai dumneavoastră semnalează în grupurile de discuții și nu numai aceste probleme pe care le întâmpină din partea sistemului informatic, faptul că le este îngreunată foarte mult activitatea. Da, e ceea ce s-a întâmplat și înainte, dar totul se adaugă pe această atmosferă, să spunem, de pandemie, în care și pacienții sunt neliniștiți și noi suntem oarecum anxioși. Gândiți-vă că la creșterea numărului de cazuri de COVID, nu numai la nivel național, dar și la nivelul județului nostru, acest lucru nu a creat sub nicio formă o libertate, să spunem, a relaționării cu pacienții și o mai bună adresabilitate a pacienților către medicii de familie. Niciun caz nu s-a realizat acest lucru, ci dimpotrivă tot mai rău este în acest moment. Dacă totul depinde până la urmă de o decizie a guvernului prin care să se modifice într-una din ședințele de guvern, probabil cea de miercuri, prin care să se revină la bunele intenții pe care le-au manifestat prin aceea de a evita un contact prelungit în cabinet, deci să nu stea pacientul mai mult decât este strict necesar și numai în acele situații care necesită cu adevărat o consultație, o relaționare directă față în față și extinderea acelor consultații la distanță, să le spunem, repet eu, un termen impropriu, dar este o situație de necesitate până la urmă. Este un melanj, un amestec acesta între pseudonormalitatea dorită de mulți dintre noi și în niciun caz cardul nu aduce acea normalizare a relației pe care o aveam cu pacienții, ci dimpotrivă o complică, o rebirocratizează la nivelul acela de înțelegere că dacă nu ai cardul introdus în sistem, pacientul nu este în fața ta și, repet, toate măsurile care au fost luate au fost pe a limita această prezență a pacientului, măcar pe perioada aceasta a pandemiei, a vârfului sau a doilea vârf al celui de-al doilea val sau câte o fi el, să limiteze prezența fizică a pacientului și durata pe care este necesară pentru rezolvarea problemelor medicale. Ce siguranță mai prezintă pentru medic și pentru personal, de vreme ce în decursul unei zile, da, timp de 8 ore, 9 ore cât stă la cabinet, să lucreze cu atâtea carduri, să le folosească, să pună mâna pe ele, acel riscul crește automat, nu? Mă gândesc. Nu numai, dar și aglomerația. Eu vă dau un exemplu care este pasibil probabil de consecințe penale. Mi le asum, pentru că după cum știți, cardurile nu pot să fie date, predate sau încredințate spre utilizare alte persoane, nici măcar mie, medicului. Singurul moment este când pacientul mi le mânează, îl introduc, îmi desfășor ceea ce e de făcut și îl înmânez înapoi. De ieri, de la ora 6, după masa, până astăzi la ora 12, eu n-am putut, de exemplu, eu ca și medic în sistemul de asigurări, n-am putut să eliberez rețete compensate gratuite de niciun fel. Am rugat pacienții în disperare după numeroase telefoane date pentru rezolvarea problemei informatice, pentru realocarea celor încă 1000 de înserieri, de serii, de rețete electronice, sublinez electronice, dar pentru asta trebuie să le cer și trebuie să fie alocate. Pentru acest lucru trebuie să am accesibilitate în sistem, ori sistemul informatic n-a fost disponibil de joia trecută, bună măsură, până astăzi, la nivelul casei județene. Deci o problemă tehnică, să spunem, dar care a dus la acumularea în așteptare a unor rețete. Este început de lună, vă reamintesc, acum se prescriu rețetele cronice multor pacienți care au nevoie de ele, multora li se termină, astăzi, mâine, poimâine li se terminau medicamentele și eu adunam aceste carduri care sunt niște fantoșe, reprezintă un substitut al pacientului, până la urmă se pare mai important decât pacientul în sine. A chemat pacientul, a lăsat cardul, le-am luat numele telefonului la cei care nu le aveam pentru a putea să-i rechemăm în momentul în care sistemul a reînceput să funcționeze.
Pentru că e adevărat, la mine s-a întâmplat un necaz, că necazul nu vine singur niciodată, pe lângă inabilitatea și incapacitatea de a se conecta la sistemul informatic național, aceasta a determinat la epuizarea acelui număr de numere de înseriere a rețetelor, imposibilitatea eliberării practic și a offline a rețetelor. Deci și acea mijloc de avarie a fost scurtcircuitat, n-am putut să le liberez. Ei, ar mărturisesc să vină să mă, nu știu ce să-mi facă, mărturisesc că am avut până la 15 astfel de carduri, până la urmă reținute, pentru a putea să le dau rețetele. Bineînțeles că au fost consultații, nu le-am putut nici valida nici pe acelea, au însemnat măsurarea tensiunii, puls, funcția pulmonară, inima și așa mai departe, dar i-am mai rechemat odată, atunci când la ora 12 în sfârșit, și bineînțeles am stat peste program, să pot să prescriu acele rețete. Eu sunt un exemplu tipic, îmi cer scuze că l-am folosit pe al meu personal și nu găsesc un vinovat anume, nu pot să spun că da, cineva X, Y, Z de la Casa de Asigurări și Statul Mare este de vină. Au încercat și ei, au căutat toate formulele tehnice să deblocheze acel sistem, să poată să-mi dea acces, să-mi debifeze acea, nu știu ce s-a întâmplat, de am ajuns debifat, dacă știind cineva ce înseamnă acest lucru, din sistemul informatic. N-am putut să mă conectez eu ca și furnizor, așa zis, furnizor de servicii medicale, la sistemul informatic unic, integrat, centralizat, cum doriți să-i spuneți, acel CUI. E un exemplu tipic a ce înseamnă introducerea acestei reintroducerea acestui card. Eu nu zic că ideea e proastă, dar aplicarea lui, aplicarea ideii acestea, până la urmă s-a dovedit proastă pentru, nu atât pentru mine, că să zicem că eu trec peste acest moment de frustrare și de nervi acumulat, dar pacienții noștri au fost puși pe drumuri, telefoane date, trimite cardul. Am avut un pacient pe care l-am trimis de 3 ori, că prima dată și-a uitat scrisoarea medicală. E adevărat că s-a prelungit valabilitatea scrisoarei medicale, dar îmi trebuia pentru a putea să preiau, a fost o renoire, o schimbare de tratament. A doua oară a uitat cardul acasă. E real ce vă spun și dovedibil, nu înfloresc și nu mint nimica. L-am trimis după card și între timp a căzut acest sistem la ora 6. Acest lucru s-a întâmplat undeva între ore 5 și 6 după masa ieri. Deci a căzut sistemul complet. Omul a venit la treia oară, în sfârșit cu cardul, se pot prescrie acel medicament, deși aproape că mi-a venit să-i spun că îi plătesc eu, dar n-aș fi vrut să creez precedente de acest tip nimănui și nicio umilire de acest tip să plătesc eu medicația respectivului om, pentru că nu era mare suma până la urmă, chiar am verificat, e undeva la 35 de lei pe acel medicament, dar să știți că am pacienți cărora și un leu le este mult de plătit dacă e nevoie să-l scoată din altă parte. Nu vreau să fiu patetic sub nicio formă, dar acesta a fost un caz care și pe mine m-a impresionat. Deci un pacient care avea și o pareză de nerv crural să trebuiască de 3 ori să meargă acasă. Ultima dată m-am oferit să-i plătesc eu taxiul și cu mare demnitate domnul mi-a spus nu este datoria mea, obligația mea să mă duc acasă și să vin la dumneavoastră cu toate. A fost până la urmă umilirea sistemului pe care eu am preluat-o. Eu am încasat-o, să spun așa, și m-am simțit foarte prost, vă spun sincer, în fața pacientului. Nu există perfecțiune nici din partea noastră, nici din partea pacienților, dar această circumstanță care a adus-o, reintroducerea cardului, care e inutil, vă spun încă o dată, e părerea mea personală. Bine, socială prelungirea acestei măsuri de suspendare a obligativității cardului până la sfârșitul anului. Ce-ar rezolva chestiunea asta să o lași numai până la sfârșitul anului? Nu după știu. După care iarăși să înceapă toată asta. Eu înțeleg și implicațiile financiare imense. Cardul acesta a costat peste 20 de milioane de sistemului, peste 20 de milioane și de euro. Și a fost criticat de la bun început. De la bun început, intenția, pentru că s-a dovedit clar. Dacă ar fi avut și mai multe, ar fi fost mai versatil, să spunem, acest card, dar ar fi îndeplinit și mai multe funcții. În afară de cea a dovedirii că este în cabinet. Sigur, se poate verifica și calitatea de asigurat prin intermediul lui, dar absolut, sigur că sau da. Sau nu mai este valabil ceea ce este pe site-ul. Cum să nu? Este verificarea în
direct, în live, în acel moment, a situației de asigurare sau neasigurare, a categoriei respective. Nu, acum mă întreb în condițiile în care, nu știu cât de actualizate sunt datele și asigurațiilor. Sunt, în timp real, bine, ce sunt, este mai sistem? Sunt asigurați, nu sunt asigurați, le sunt plătite. Sunt două paliere aici. Ceea ce există în acest moment în evidența sistemului informatic unic integrat din România, așa zis, tot sună peiorativ, dar așa este, se poate reda pacientului, dar într-adevăr e posibil ca acel pacient să fie asigurat, dar să fie un viciu de comunicare de la nivelul, știu eu, agenției de șomaj, de la angajator, n-a trimis la timp declarația 112, din sistemul de învățământ nu s-a trimis lista studenților, elevilor care au împlinit 18 ani și așa mai departe și mai departe, toate acele 10 de categorii de asigurare. Deci e posibil să existe acest viciu. Chiar astăzi am avut, de exemplu, situație, culmea că am putut verifica calitatea de asigurat pentru că era o persoană care în mod repetat, în fiecare lună, odată cu reprospătarea bazei de date, devine neasigurat din asigurat, persoana necesitând și rețete și anumite investigații. Am putut verifica online pe site-ul casei, dar n-am putut să verific cu cardul că nu aveam dreptul de acces în sistem. Eram blocat, eram neautorizat, așa venea informația, neautorizat. Și nu era problema la mine, nu era în softul meu, nu era în calculatorul meu, nu era rețeaua mea informatică, conexiunea internet, era problema că eram debifat în sistemul integrat unic, prin nu știu din ce cauză, poate o eroare tehnică, poate una umană, poate una intenționată, abar n-am. Odată cu racordarea la sistemul informatic, casa a putut să-mi rebifeze, spuneți dumneavoastră cum vreți, accesul în sistem cu tot acel certificat electronic, cu tokenul virtual care se alocă la fiecare înregistrare în sistem, cu acel username, cu acea parolă, alta, bineînțeles, decât cea a tokenului meu, alta decât a parolei de logare, de restabilirea conexiunii către și către cele patru servere care deservesc fiecare modalitate. Eu cred că mi-ați pierdut deja șirul, că până și eu mi-am pierdut șirul acestor nenumărate conexiuni, parole, nume de utilizator, acordare de tokenuri virtuale la fiecare ședință de logare și așa mai departe. Cred că poți să nebunești în decursul timpului. Numai să ții minte toate aceste lucruri și să cauți tu ca medic oare unde e problema că nu mă pot conecta sau nu pot să am acces la sistemul informatic. Dar am verificat-o pe doamna respectivă online pe site-ul casei, iarăși era neasigurată. Neputând să fac nimic, am îndrumat-o spre casa de asigurări să-și rezolve problema asigurării. Mă gândesc, acum încă este vremea cum este, oarecum permite să stea oamenii afară, să aștepte până le vine rândul în cabinet. Ce se va întâmpla în timpul iernii, având în vedere această restricționare, intrare programată la 15 minute, la 20 de minute de fiecare... 15 minute. Deja este supraaglomerare. Vă spun, între ce ora 8 și 10, telefonul în cabinet a sunat din minut în minut, fără să exagerez, și se poate verifica pe desfășurătorul telefonic. Pentru că, fiind început de lună, fiind această iluzie a relaxării, că pot să-i spun așa, eu practic e un lucru formal, dar în realitate distanțarea se menține, am fost întrebat de una din colegii dumneavoastră din presă că măsurile acestea sunt suficiente și am spus singura măsură viabilă pentru a preveni intrarea în vrie, în degringolada sistemului sanitar prin supraaglomerarea dată de creșterea numărului de cazuri, este statul acasă. Dacă nu trebuie să ieși neapărat din casă, stai în casă. Vorbesc cu persoane care sunt pensionare, care sunt cu pensionare de invaliditate, cu handicap, cu ce or fi. Aceste persoane cu comorbidități, cu boli cronice, cu alte cuvinte, una, două sau mai multe, sunt nevoite să facă drumurile acestea la medic, pentru diferite hârtii până la urmă. Comisia de handicap din nou și-a reluat activitatea. Au început să se solice din nou scrisori medicale pentru comisia aceasta. Vin persoane, picior tăiat, i-am făcut, cu amputație de coapsă, are nevoie de o referat de la ortopedie, i-am dat. Astăzi sunt cazuri de astăzi. I-am dat bilele trimite la ortopedie prin substitut, că l-a trimis pe vecinul. Noroc că a avut cardul. Că am putut să trimit, să fac offline bilete trimite, n-am putut să fac rețete, cele 5
15 situații relatate de mine se refereau strict la medicație, la rețetă, dar au fost nenumărate alte situații cu investigații de specialitate, paraclinice, pe care le-am putut da, deci asta a mers în paralel, vă dați seama ce a fost acolo când s-a aglomerat, a venit domnul acela a treia oară, s-a aglomerat afară, degeaba îi poftesc, vă rog, nu așteptați în sala de așteptare, nu să nu fie mai mult de o persoană, preferați să nu fie niciuna și să vină omul la programarea aceea care s-a făcut telefonic sau s-a făcut cu o lună sau cu 3 luni în urmă, s-a mânat acel bilețel în care scria ora, data și ora. Programarea? În general, da, din păcate, aceasta este situația peste tot în lume. Pe lângă cei programați de o zi, de o lună, de 3 luni, mai sunt urgențele, mai sunt acele situații în care a uitat să vină la timp, i s-a terminat rețeta, are nevoie de ceva, de un lucru, de o bilă de trimitere în sistemul de asigurări, care se adaugă acelor programări și pe care cele 15 minute, acelea simbolice, să le spunem, de fapt 15 minute în care mai bagi cardul, nu funcționează, verifici, îi spui asigurat, neasigurat, se scrie, e o birocrație care nu a dispărut, n-a fost simplificată nici prin introducerea cardului, nici a sistemului informatic, din potrivă a accentuat, a aglomerat și a sufocat practic sistemul, iar ce mi-ați amintit și m-ați întrebat de altfel, ce se întâmplă, ce se va întâmpla la iarnă, nici nu vreau să mă gândesc, e suficient să mă uit afară acum sau să văd oamenii care așteaptă. Ploioasă, a plouat mai tot timpul. Da, va fi îngrozitor când va veni și frigul, pentru că în sala de așteptare, repet, nu poți, acolo unde, de exemplu, există mai mulți medici, în sala de așteptare, indiferent cât de lungă și mare ar fi, acea concentrare a pacienților favorizează transmiterea nu numai a virusului corona, ci a multor altor infecții și boli intercurențe, să spunem, de sezon, a bolilor care apar, a cutizărilor bolilor cronice care intervin prin această aglomerare, scânderea imunității, apariția frigului, umidității, aerosolizarea particulelor care ies în timpul vorbirii, strănutului, tușitului și altor activități de fonație. Uite că se realizează o contagiune, un focar, apare un focar, să-i spunem, da, nu intrafamilial, ci un focar, nu știu cum să-i spunem, la nivelul medicului de familie. Noi am creat, nu noi ca medici, sistemul a creat până la urmă, uite, un focar posibil, plauzibil, de a disemina infecțiile în, nu numai cele ale date de COVID, de coronavirus, ci și altele. Iar riscul de a se contamina și personalul medical este mare. Vedem ce s-a întâmplat și la centrul medical din Turț. Care... Nu numai, că acum a apărut și în altă zona a județului, nu știu dacă s-a comunicat oficial și cât am voie să spun, dar... Aveți voie cum să nu, dacă știți, de nu, ce să nu ne spuneți? Știu, dar nu știu dacă este confirmare oficială. Unul din centrele de permanență, de exemplu, rurale din județ, iarăși s-a închis din cauza faptului că unul din colegii noi, una din colegii noastre, are COVID. Asta ce înseamnă? Că toată... Se redistribuie. Deci este în carantină. Intră în carantină. Fel cum a intrat cu Turțu. Intră în carantină. Deci carantină este pentru contacții direcți. Izolare este pentru cei bolnavi de COVID, care, sigur, parcurg o etapă. Și în carantină, asta înseamnă 10 zile, cel puțin 14 zile. Da, acel centru nu mai funcționează. Am avut, de exemplu, ieri, din zona respectivă, un pacient care a venit 30 ceva de kilometri la centrul de permanență, am fost și de gardă în cursul nopții, a venit din localitatea respectivă pentru că nu s-a putut adresa, pentru că medicul se știe că este bolnav de COVID și centrul nu a funcționat. Se va relua activitatea lui, dar până atunci vor veni la celelalte centre. Reamintesc ceea ce am spus și la emisiuni precedente, nu știu dacă și... Cred că și ultima dată când am fost împreună în altă emisiune cu altă colegă dumneavoastră, intențiile acestea de a desființa centre se vor răzbuna la un moment dat. Acum s-a oprit acea intenție. Bine, de a realoca. Asta a putut exista de-a lungul timpului. Da. De ce? Nu au găsit utilitatea acea... lor? Sau nu, este trebuie să aloce mai multe fonduri? Atunci, vă aduceți aminte, în 2016, cred, a mai fost o astfel de un puseu. La un moment dat ați făcut și o grevă. N-a fost greva, a fost o amenințare la momentul ăla că vom desfința
toate centrele ca să vadă dacă sunt eficiențe. Atunci era discutabil, erau plângeri că UPU este sufocat. Ia să vedem cât de sufocat va fi dacă noi închidem centrele acelea. Erau peste 65.000 de consultații într-un an în centrele astea, multe, puține, câte ori fi. Sunt considerate multe de unii, puține de alții. Noi suntem la mijloc, în care trebuie să tot timpul să restructurăm. Ne gândim, vă dați seama, investiție într-un centru ăsta presupune reînnoirea aparaturii. Eu am luat, de exemplu, acum instalație de oxigen, m-a costat 2.400 de lei doar instalația, doar tubul acela. Revenim la ideea dumneavoastră cu centrele și utilitatea centrelor după o scurtă pauză publicitară.